Handball Club Zalău va susține duminică primul meci pe teren propriu din returul Ligii Naționale, urmând să întâlnească formația CSU Danubius Galați, echipă situată pe penultimul loc în clasament. Meciul este programat la ora 12:30 de minute, iar prețul unui bilet este de 5 lei. Așa cum a afirmat și managerul Gheorghe Tadic, returul abia acum începe pentru Handball Club Zalău. Handbalistele zălăoane au stat în prima etapă, având în vedere că CSM Ploiești s-a retras din campionat, astfel că un succes duminică în fața celor de la Danubius Galați ar însemna prima victorie din partea a doua a sezonului. Formația condusă de Gheorghe Tadic se situează pe locul 4 în clasament, cu 22 de puncte acumulate, la o lungime în spatele ocupantei locului 3, SCM Craiova. Le spuneam fetelor acum după antrenament că returul campionatului acum începe și este foarte important ce se va întâmpla meci de meci, pentru că am văzut și ieri un meci egal care nu a fost, practic nu avantajează nici o echipă, nici alta, nici pe cea care vrea să urce în sus în clasament, respectiv Clujul, nici Măgura Cernădeie care vrea să evadeze de acolo de jos, pierzi două puncte și una și alta. Campionatul este foarte disputat, de la echipele care sunt aici pe locul 8, toate și-au propus, aș zice cu excepția noastră, și-au propus neapărat obiectiv de cupă europeană și vor să joace până la capăt. Acum, sigur, și pe noi ne interesează un parcurs foarte bun. Vom vedea după 1 martie, după 3 martie, după prima pauză, o să încercăm o discuție cu finanțatorii și cu colaboratorii, cu asociații și cu colaboratorii, cu sponsorii, să vedem dacă putem să ne angajăm în lupta asta pentru un loc de cupă europeană. Chiar și în cazul unei victorii, zălăoancele vor rămâne foarte probabil pe poziția a patra, având în vedere că adversarul Craiovei din această etapă este Unirea Slobozia, însă runda a patra Oltencele vor sta, în timp ce zaleului Tadici poate reveni pe podium dacă învinge pe teren propriu Corona Brașov. Partida dintre Handball Club Zalău și CSU Danubius Galați este programată duminică la ora 12:30 de minute, iar prețul unui bilet este de 5 lei. Tichetele se vor pune în vânzare începând cu ora 10 la caseria Selly Sporturilor. Meciul va fi oficiat de bucureștianul Mihai Pârvu și buzoianul Mihai Potârniche. Observator din partea Federației Române de Handbal a fost delegat Ioan Chiar din Maramureș. În cadrul rundei a treia a returului au mai fost programate partidele Craiova cu Unirea Slobozia, Universitatea Cluj cu CSM Bistrița și Corona Brașov cu HCM Râmnicu Vâlcea. Dunărea Brăila și Măgura Cizlădie stau, iar în avans s-a disputat partida dintre CSM Roman și CSM București, încheiată cu scorul de 24-27.